Luna septembrie, trebuie să știți asta, că luna septembrie în viața mea este extraordinar de plină, cu diferite deplasări, cu plecări, cu conferințe, cu meeting-uri, cu restructurări. Vreau, nu vreau, asta e luna septembrie la mine. Am suferit acum câțiva ani pentru că se transformase, se făcuse un obicei din ăsta în care toată lumea mergea în concediu în luna septembrie și eu trebuia să muncesc. Dar ne-am redresat și atunci una dintre aceste deplasări este să venim până la Vâlcea și foarte fain că suntem aici pentru că am venit să prezentăm Romanian Music Awards. Și, de fapt, reformulez, eu zic să prezentăm, dar nu, am făcut covorul roșu, care acum vreți să vă duc mai tare în bulă, era de fapt albastru. Bună ziua, bine doamnelor! Bună ziua, aveți bună ziua! Aveți un oraș foarte frumos! Da, da, vă place orașul nostru? Da, 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 da. Chiar ia. Haideți dumneavoastră în mijloc. Stai, stai, că stăm toți trei. Mulțumesc, cu plăcere, vă pupăm, la revedere, mulțumim, la revedere, mulțumim, mulțumim. Bine faceți. Eu când ne mai, măi, nu mai ai zis când mă mai oprește careva să le zic, no, să vă uitați de acum, de luni până joi, de la 12. Nu am filmat și la Vâlcea, un oraș nesperat de frumos, extraordinar de pitoresc și poetic, cu doamna Zaruga, care este o prezență. Salută telespectatorii, că bună te cunosc. Bună ziua, telespectatorii. Te cunosc, prietenii noștri de acasă. Da. Te cunosc de undeva. Exact, te cunosc ei de undeva. Și cu Podi și cu prietena noastră Elena. Elena este un colaborator al nostru din viața noastră de online, care face și desface. Și aș vrea să vă zic mai multe, dar nu mai pot că plouă. Hai să merem mai repede. Pusi, pusi, ne vedem pe covorul roșu la Romanian Music Awards. Albastru-i covorul, pardon. Mă duc să-mi fac păruțul, căci nici astăzi n-avem. Zaruga, noi îi spunem Papu, pentru că ăsta-i porecla lui de Alint, așa l-alintăm. Suntem prieteni de 8-9 ani, cred că la vreun an jumătate după ce am venit în București ne-am împrietenit. Am fost o mare iubitoare a creațiilor lui când făcea modă și am rămas prieteni până în ziua de astăzi. Mă bucur că are ocazia să cânte și să fie în industria asta de pop culture, ca să zic așa, pentru că știu că și-a dorit de mult. Și un om care mi-este drag. Pămâna ta am picat joarsă mică. Dacă îți bați joc de mine și de părul meu, te rog să-mi pui șamponul uscat sau ceva, că nu știu ce dracu am. Nu m-am trezit azi dimineață la Harry, m-a sunat pe la 7. Trezește-te că trebuie să mă duc la beauty, zic. Bă, așa filmez, nici cum. Nu te-ai trezit și tu la beauty ai ajuns. Exact. Am fost cu Zaruc să, am vrut să zic să ne facem părul, dar el n-are. Să vedem cum arată backstage-ul și să facem niște, nu știu, să facem noi niște assessment-uri unde suntem, unde o să fie covorul și așa mai departe. Și m-am dus în backstage pentru că voiam să-mi fac părul. Să înțelegeți de ce suntem aici. De fapt, cred că v-ați prins. Zaruc și cu mine o să primim nominalizații Romanian Music Award pe covorul albastru, nu roșu, pentru că sunt o aristocrată totuși. Și o să mânăm niște premii. Să fie drăguț, nu s-a mai făcut Romanian Music Award de câțiva ani, pentru că a fost pandemia, toate chestiile, și mă bucur că au revenit. Și mă bucur că îl fac în tot felul de orașe. Cred că merită atenție și alte orașe din România, nu neapărat doar totul să fie la București. Și așa cum am zis, sunt super impresionată de acest orășel. Este foarte cochet și foarte curat. Nu ești impresionat, Ani? Absolut, clar. Asta au făcut aici cabine pentru artiști. Hai să vedem. Cum adică? Uite cine. Uite Johnny Romano și eu nu știam Antonio cine Pican. E omul ăsta. Ini Se- e da cineva? Da, Ini Sebi, vreau să înțeleg cine îi. Tot un cântăreț din generația asta nouă pe care nu o cunoști, că nu se manifesta pe vremea Mihai Lerunceanu când ascultai tu muzică. Uite. Relu, Johnny Romano, Shift, Antonio Pican. Asta e familia aici, nu știu, cred că s-a adoptat.
Auzi, ia vezi dacă merge scărița aia. Merge, că care e scărița. Senzor, fă. Îți mă, prezint viitorul, fă. Unde e lăsat? La ei, pe acolo, da. Viitorul, stai să vezi. Vezi, are senzor. Da. Vai, Doamne, Dumnezeule, te rog, dacă exiști, dacă ai milă, să fă să aibă pudră de volum. Fă-mă să cred în tine din nou. Hai pe aici, pe la... Pe aici, pe aici, da. Stai da. Că noi suntem cu domnii de care n-aș vrea să pice pe spate. Cine repetă? E o pitică pe scenă, o fiină? N-avem, n-avem, n-avem. Salut, bună, Doamna! Bună! Hey. Hey. Inuța, hey. Inuța, nu-i Inuța, nu-i Inuța. E Nicol Șerif. Băi, dar uite ce faini ăștia! Papenca, treci, clodiții, fă-ne poză. Asta e grinderul local, mă. Treci la poză, papiții. Auzi, dar nu vrei și la edificiu din ceramică cu mușcate? La orificiu? Nu, nu, nu. Hai, papu! Cu care dintre? Cu care dintre? Treci acolo. Cu cine vrei? Eu aici aici vreau. Clodi, unde suntem? Eu vreau suntem? Cu Mircea cel bătrân, că avem aceeași vârstă. Suntem bine? Prin trei personaje. Nu, da, să ne prinzi după noi. Hai mai încoace de ei, o țură. Noi mai avem una de mare angajament, două umbrele. Sunteți superbi, ceva de capul ei. Mie mi se pare că sunteți, da. Au, oh, wow! Superb! Uite-l pe ăsta! Da! Deși postezi, Vâlcea! Nanet și Mamet! Mătușile Nanet și Mamet! Sper să nu fi dat-o la bloc. Nu pot să fiu Babet. Privilegiatură la Vâlcea. Nu pot să fiu Babet. Nu! Nanet și Mamet! A, Nanet și... Să nu-ți fi dat-o la bloc, vreau eu, atâta cum doresc să vadă. Îmi place să găsesc locuri din astea sau mici colțuri de stradă sau de clădiri sau, nu știu, de interioare care îmi vorbesc. Da, mi s-a părut o chestie pe care nu o vezi des. Adică des vezi graffiti. Haide, pisică. Bine ați venit în Iatacul Contesei. Ia uite că ai țipat și papucei. Așa. Drăguț, te-ai organizat. Când stai mult timp în preajma mea și nu neapărat în preajma mea, că și eu am învățat de la alții, deprinzi lucruri, știi? Adică știi clar când ajungi într-un loc nou că trebuie să spui toate hainele ca să le vezi, toate ținutele, să-ți aranjezi toate bijuteriile, să-ți aranjezi toate accesoriile, știi? Ca să poți să-ți faci ținute cu ele. Și Claude, îți dai seama, stând atâta timp și lucrând cu haine, cu accesorii, cu tot felul, știe care-i drill-ul și el. Toți am fost la un moment dat din industria asta pasionați de stilism. Până ne-am dat seama că nu-i pentru noi. Eu nu știu să mă îmbrac numai pe mine. Dani, te iubesc și pe tine și pe prietenii mei de acasă. Ați înțeles până acum că suntem de luni până joi de la ora 12 noaptea, nu să zic 0000, dar și asta e bine, e valabil, n-am greșit. Și sâmbătă de la 22. Sper că nu mă faceți să fac tumbe până toată România asta ca să nu vă uitați la emisiune. Ai înțeles, Tane? Am înțeles și morții. Știți că eu nu... În mod normal, eu sunt un om fără de cam și nu zbier deloc, deloc, deloc. Dar de multe ori zbier, pentru că eu, la valiera mea, este în casca, în urechea lui Tani și îmi place să-l surzesc, mi-am propus. Până în seria 3 va fi surd. Eu vă spun. Mie îmi place să-l mai distrug nervos pe Tani. Eu o fac așa cu duioșie, el știe. El știe. Știi? Da. În florile tale. Vedeți că a ajuns Nanet iarăși. M-am adus la valiera, m-am adus să mă culc. Culcă-te, dragă. I-ai zis lui Relu, pentru cine nu știe, Relu este vestitul Connector. Da, m-am zis salut, dar era și pe shift, era pe trotuare, de pe fața lui. Dacă n-a recunoscut-o. Avea glugă. Păi el n-a recunoscut-o. Dar eu dau să am să unde să-l cunosc, nebunule. Nu știu, dragă, astea sunt orgolii de vedetă, nu cunosc de astea, eu nu sunt vedetă. Love you! Ia uite la Nanet! Hai, pa! Ciao, Nannington!
de Nanet cu botul. L-am găsit. Penultima, cred că. Da, l-am găsit pe Nanet cu botuțul. Editez o poză. Pusi, mergeți la voi în viața voastră. Ne vedem. La câte să ne vedem? La 6 fără un sfert noi, că începem machiajul și vestimentația. Close-up pe vestimentația mea capa gogoșar. Aș vrea să fiu înțeleasă. Să-mi spuneți cine mai ține minte de unde am această capă și de când. Să scrie pe adresa emisiunii. Scrieți pe adresa emisiunii. Ăla că Andrei ridică mâna. Să-mi spuneți de unde am această capă și de când. Ia să vă dau eu teste să văd cât de fideli urmăritori sunteți acestui reality show. Din ce oraș? Vedeți că acum suntem în Vâlcea. Capa este dintr-un alt oraș, acaparată, dar confecționată în alt oraș. De când o am? Dacă nu scrieți pe adresa... Cine scrie pe adresa emisiunii, în caz că există una, că nu știu. Dacă nu scrieți mie de unde am această capă și cine îmi scrie primul, nu vă dau capa, dar o să vă trimit un cadou drăguț din visteria mea cu lucruri minunate. Mă pot țâpa? Nu cred. Cu parul? Nu, că distrugi lebăda. Dacă nu pe adresa emisiunii, se scrie pe Instagram, pe Reală Baiana Morodan. Se scrie, da, pe Instagram, pe Reală și să-i dea și follow cu ocazia asta. Așa, stați o țără. Stați un pic, că nu mă las eu fără microfon să nu mă auziți. Cam de lătrat. Pune și căpuța asta, este o căpuță de la Oana Lupaș. Aici, din alt oraș. Din care oraș, Oana Lupaș? Mă ia face-up, îmi pun fățucă. Nu vi se pare că am mai slăbit? Mi se pare că am mai slăbit. Vedeți că de vinerea trecută am slăbit 2,5 kg, dar acum sunt enervată pentru că de 3 zile sunt la 60, 60,8, 60,6, 60,5. Azi dimineață când să mă gândesc, zic, stai 60,3. Acum când să mă gândesc, zic, așteptăm că acum am 155,9. Așteptăm măsurătorile pe cântar dimineața, capă cotele apelor Dunării. 60,1 aveam azi dimineață, nu mai pot alergi. Eu n-am mâncat, am mâncat un sandwich și multă pituță iară, dar vezi că am cumpărat prune, struguri, miere cu cătină, două lumânări făcute din miere și nu am să le arăt că trebuia să avem de ilustrat. Să vă arăt în următoarea emisiune. Ține minte, ce am zis că mai fac? Chiar ți-ai să-mi zici să le mai arăt ceva prietenilor mei de acasă? Să mă uit la Andrei ce a scris, că Andrei trimite mesaje, să presupune. Da, mânuși, tatuaje, corect. Niște lumânări făcute din, am cumpărat, da, făcute din ceară de albinuțe. Așa. Să fiu mai lunguță? Da. Oricum mă filmează domnul de acolo și arăt ca un midget de acolo. Și ăsta nostru mă filmează numai căpuțul. Și o să le folosesc la un ritual. Fă, deci acum am întors înspre mine să mă văd. Fă, bă bune, un pic de considerație. De ce trebuie să mă filmez tot timpul triplă gușă? Aici, acum. De ce nu zici, stai dragă, ca madame recamie. Uite așa, da. Nu-i bine așa. Ea pare deci, micuță, dar are 1,72. Stai. Lasă-mă să mă văd. Hai să mă văd. Băi, ai văzut tu cadrul, ai făcut greșituți. Nu-s bine nicicum, nu mai... Dă start, stop rec, că nu-i bine. Stop rec! Măi, stop recuț. Ia să văd cum se întâmplă dacă pun piciorul aici. Cât trebuie să apropii.